Să vă bag pula, ia uite, ia să-mi bag pula, bilionel. Ia mă, luați. Luați mă, băga mea și pula să le arăt la ăștia, mă. Pă aici, ăștia, ia uite. Ia, ăștia așa, lor o piana cu tare, ai înțeles? Ăștia, papucii de la Gucci, cu blană, cu tare, dacă îi vreți, eu mă mai încalz cu ăștia câteodată. Ați înțeles? Păi da. Ia uite, ce scriești? Brioni, Tom Ford, bă, să-mi bag pula, lor o piana. Loro Piana, Balenciaga, Philip Lyne, lor Gianmarco Lorenzi. Ce vreți, mă, Gucci, în pula mea, Santoni. Ce vreți, mă, băga mea și pula? Hă? Haterii pulii mele. Hă? Ăștia, nu pentru voi, șmecherii, că nu vă arăt vouă. Vă arăt la ăștia care ziceau, Turcia, băga mea și pula în tine, mărcuși, luați-și la muie. Păi eu iau ceva din Turcia, du-te, mă, la Monaco, găsești firmele astea. Și că din Turcia, măi, mânca mea-i pula. Poate fac haine, dar nu pantof niciodată, mânca mea-i pula. Dă fraier coclit. Hai, mă, dă-i-n pula mea, mă. Nu mai fraier coclit, mă. Hai, mă, ce dracu, mă. Fac și eu o cafea, mânca voi. Stai să-mi dau jos. Vedeți, mă, în pula mea, că nu mai dă crocodil, nu mai dă firmă, nu mai dă la. N-am nimic care nu-i dă firmă, sunteți nebuni. Hai, mă, ce dracu. Ia, uite și eu, brioni. Ce vreți, mă, să vă arăt? Vă arăt raparul, vă arăt. Am toate culorile, mâncava. Și unde e? Albastru. Galben. Galben, în pula mea. Verde, portocaliu. Șarpe, crocodil. Șarpe, crocodil. Ce pula mea mai vreți, mă? Hă? Pereche nouă? Ia, mânca mea, pula. Ia, mă, care vrea pereche nouă? Ăștia-ți plac? Ăștia-ți plac, mă, noi. Nepurtații, vezi? Au de-asta aici. Ferragamo. Ce sunt ăștia? Ferragamo. Uite-i, mă, cum arată. Uite talpa, mânca mea. E nou. Vezi tu că ai purtat ăsta? Băga mea și pula în gura ta. Unde să-i pun mâncația? E nici tu de a luat. Da. Aoleu, mânca fără și gura asta. Uite mă, ăștia de care am avut azi în picioare, îi vezi? De croco, îi vezi? Îi vezi, bă, ăștia de croco, îi vezi? Care am dau jos din picioare acum. Așa. Ce mai vreau, mă, să-i arăt unul ăsta? Ia uite, mă. Ia uite și cizme de cauciuc, băgați-ai pula lui Vuitton. A? Cu blană înăuntru, cizme de cauciuc lui Vuitton. Zi, mă, să pomenești de șmecherie. Astea-s bune, mă, cu metre. De zăpadă. Rața e dracu de hater să vă văd. Hai, hai, vă pup, iertați-mă, nu vreau să mă supăr cu voi, Doamne ferește. Sunteți tovară și mei. Și am și o oglindă de barosăneală aici. Și gențile lui Puffy. Uite, mă, geanta lui Puffy. Bă, uite geanta lui Puffy, o vezi? De la Milano luată. Du-te în calculator și intri acolo și vezi. Geanta lui Puffy și cu zgarda lui Puffy. Mâncați aici gura ta. Intri la Milano. Când te duci pe Monte Napoleone, te duci la Louis Vuitton și întrebi de rize pe calculator și vezi ce zice. De, vezi ce rezultate dă acolo. Ai înțeles? Sau la Monaco, unde vrei tu. Hai, v-am pupat pe toți, vă las, mă duc să mă pregătesc de emisiune, să vă iau într-o zi și în dressing sus, să vedeți acolo bele. Da, mânca, faci să-mi iau astea, iau astea. Aolea. Înghețați dacă vă vedeți acolo, înghețați, înghețați toți. A? Gabi, să iau pe măta în pulă direct, a? Și pe măta în gură. Și ceasurile, vi le arăt pe ceasuri. Hai că mă vă duc sus să vă arăt ceasurile. Hai, dați-vă în pula mea că mă duc sus. Ca o alarmă specială, da? Hai, vi le duc. Ăsta îl vedeți, da? Hai. Le vedeți și pe celelalte. Dă-l în pula mea de aici. Să le arăt și ceasurile. Unde e, bă, telefonul celălalt? Așa? Aici. Păi adău și eu niște telefoane. Stă, mă, cu Puffy acolo. Mai stai afară și el, săracu. Gata, mă, vă las, eu de aici. Vă las. Uite, mă! A? Vă place candelabrul ăsta? Ziceți, mă, vă plac geamurile mele? Tot. Ce vreți, mă, mai mult atât? Hai să vă arăt și ceasurile, mâncați eu iubirea voastră. A? Hai. Biroul meu vă place? A? Zi, mă, vă place biroul meu? Sau nu vă place? Hai, mâncava și gura voastră. Vă duc și în dormitor aici să vă arăt. Ia, ceasurile, hai. Ia băga mea și pula în el de ceas. Ia uite ceasurile aici, ha?
ceasurile aici, le vedeți? Hai. Le vedeți, da? Hai. Gata. E cu... Hai că v-am pupat, mă schimb și eu, fac și eu un duș, v-am pupat, mulțumesc că ați fost alături de mine, respect Victor Micula, ne-a dus pe locul întâi azi, e istorie, azi, pentru prima oară, Riza e pe locul 1, datorită și vouă, în primul rând, normal, și vouă, nu? În egală măsură, dar și lui Victor Micula, așa că vă rog toată lumea să-i scrieți lui Victor Micula respect, vă rog frumos, da? Și diseară ne vedem. Dani Mocanu, ai ascultat sfatul meu, sper. Sper că ai înțeles că e păcat. E păcat că m-au sunat ăia de la Dicot și nu vreau. Chiar nu vreau. Eu vreau să-și cer scuze, să-și cer iertare față de Victor Micula și să-și cer scuze față de toți băieții de pe TikTok. Eu nu sunt șmecher, eu sunt fraier, dar alții ei făcut și becheri. Ei făcut fraier pe toți, care sunt chiar șmecheri. Înțelegi? Cereți iertare la toți. Eu n-am pretenții la mine. Dar fă-o pentru ei. Te rog eu frumos. Că ai numai de câștigat, Dani Mocanu. Înțelegi? Chiar ai numai de câștigat. Bine? Bravo, Ionuț, respect Victor Micula la toată lumea, vă rog mult de tot, prieten, da? Ce să vă rămân că vă-și gură, vă să vă arăt, trebuie să-mi cuiești costumele aliniate, sunteți nebuni, Balmain, Versace, tot ce vreți, ia. Ce să le arăt la ăștia mâncați așa, uite cum se rotesc cravatele Hermes, bă, cum se rotesc cravatele Hermes, stai să aprind lumina, ce pula mea, mă, bă, dacă găsiți o altă cravată în afară de Tom Ford și Hermes, să fiu alt dracu, uitați-vă bine de la stânga la dreapta. Dacă voi găsiți altceva în afară de Tom Ford și Hermes, să-mi ziceți mie pe nume. Să nu-mi ziceți pe nume. Ia, 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 ia. Vedeți, mă? Tot ce e mișcă cu tare se întorc. Hai, hai, v-am pupat că v-ați luat-o în cap. Gata. Ha?